Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Chris Tarot. Astăzi voi face predicții cu cărțile de oracol pentru a vedea la ce ne putem aștepta în următoarele 3 luni de zile. Și voi face predicții pentru fiecare plan al vieții noastre, pentru planul profesional, pentru planul relațional, pentru bani și pentru sănătate. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele 3 variante cu pietrele. Voi folosi din nou pietrele de cristal pentru a purifica energiile și totodată pentru a vă ajuta la concentrare și la realizarea obiectivelor prin puterea lor pozitivă pe care o au prin influența acestor pietre. Așadar, alegeți-vă varianta bazându-vă pe intuiție, gândindu-vă la următoarele 3 luni, octombrie, noiembrie, decembrie. La ce v-ați putea aștepta din punct de vedere profesional, relațional, cu financiar și cu sănătatea, și să vedem ce spun cărțile, ce prezic aceste cărți de oracol. Ok, și pentru început voi face predicția pentru persoanele care și-au ales varianta pietrei roz. Voi pune pietra roz aici mai la distanță pentru a avea loc să-mi pun cărțile, să le întind, apoi să le și bine interpretez. Deci gândiți-vă la următoarele 3 luni de zile, la ce vă doriți de la acestea din punct de vedere profesional, relațional, financiar și al sănătății, și să vedem la ce vă puteți aștepta, ce predicții, ce prevăd aceste cărți de oracol. Aceste cărți de oracol, practic, sunt un mix de tarot, da? Deci sunt mai multe metode de divinatorii, mai multe modalități de a interpreta tarotul. Așadar, voi extrage 5 cărți. Una care să vă reprezinte pe voi în această perioadă de 3 luni de zile, una care să vă vorbească despre planul profesional, una să vorbească despre planul relațional, alta să vorbească despre planul financiar și ultima despre sănătate, da? Sper că se văd toate. Să încerc să. Așadar, să vedem. Despre voi. Despre voi. Voi va ieși aici cartea Hermesul, ceea ce vorbește despre comunicare, vești. Deci voi sunteți în acest moment, sau mă rog, în perioada următoarelor 3 luni de zile, o persoană care comunicați, mult prietenoasă, da? Care poate vă ocupați chiar și cu comerțul, da? Pentru că Hermes se ocupă și de comerț. O persoană care poate ști să faceți bani. Este o carte foarte pozitivă. Deci sunteți o persoană pozitivă, da? Cu un mental pozitiv. Ceea ce îmi spune că, practic, aici, vedeți, acesta este zeul Hermes, da? Care zboară către cer. Și în spatele lui are acest curcubeu, ceea ce îmi spune că el faceți legătura între persoane, poate voi, da? Deci vă place să. Poate sunteți mediator, da? Sunteți pacifist. Deci voi, practic, vă ocupați cu. Sunteți persoană prietenoasă în această lună și așteptați poate și vești importante, documente, comunicări oficiale sau mesaje, călătorii, sau poate veți face călătorii în această lună, sau poate că voi sunteți o persoană care lucrați la stat, da? Vă ocupați cu. Aveți documente de făcut, etc., da? Sunteți, practic, în următoarele 3 luni de zile, cu siguranță vă vor veni veștile pe care voi le așteptați. Comunicări importante, documente oficiale, nu știu. Dacă v-ați gândit la un loc de muncă, cu siguranță că
acest lucru vă aduce vești bune. Deci, sunteți o persoană care sunteți conștiincioasă la locul de muncă, care lucrați, vă plac schimbările, călătoriile, contactul cu persoanele de la distanță, da? Deci, practic, această carte îmi indică că voi vă mutați de colo-colo, vă deplasați, poate aveți multe călătorii, drumul de făcut în aceste 3 luni de zile, da? Deci, și cu partenerul, poate chiar, aveți de făcut drumul, dacă aveți partener, da? Și mai îmi spune că, ca sfat îmi spune această carte, că orice schimbare are nevoie de timp, deci voi veți fi într-o continuă mutare, transformare, schimbare, dar lucruri pozitive care se vor întâmpla în viața voastră, vă trebuie doar să aveți răbdare și să așteptați sosirea veștilor pe care de care aveți nevoie și apoi să acționați cu prudență și înțelepciune, da? Sau cu șiretenie, mai degrabă să spun așa, da? Deci cu anumită șiretenie. Și din punct de vedere profesional, bă, ești aici poarta sfântă, ceea ce îmi spune, mi-arată aici un preot care întredeschide ușile la o biserică, da? Ușile Vaticanului, aici este papa care deschide ușile Vaticanului și nu oricine ajunge acolo, da? Deci poate că ați ajuns la un nivel profesional foarte ridicat, da? Poate să fie și această semnificație pentru voi. Aici mai spune cartea că din punct de vedere profesional pentru unii poate ar fi bine să lăsați la o parte trecutul, ceea ce n-a funcționat, da? Să încercați să vă reconsiderați erorile, să vă recunoașteți voi erorile. Deci poate că ați avut voi niște erori, niște greșeli, ați greșit voi. Să începeți de la capăt ceva, da? Deci să începeți ceva nou, să vă eliberați, poate să renunțați la un serviciu care nu mergea așa cum trebuie, da? Deci cartea practic din punct de vedere profesional al carierei indică să vă eliberați de un trecut care greu, care cu neplăceri, care și încă în prezent vă influențează, da? Cu siguranță că voi în curând, în următoarele 3 luni de zile, veți fi puși în situația să alegeți, să faceți schimbări. Va ieși și aici, de la început, ca și cartea care vă reprezintă pe voi, că sunteți într-o mutare, într-o schimbare, într-o transformare și este foarte posibil că va trebui să faceți niște schimbări, da? Va trebui să vă eliberați de ceea ce vă bloca pe voi, ceea ce nu vă dădea pace. Da, poate v-am zis să renunțați la un loc de muncă care nu vă aduce bine și să începeți altul, vă veți găsi cu siguranță un alt loc de muncă. Trebuie practic să recunoașteți acolo unde ați făcut greșeli, da, în trecut și să vă eliberați de relațiile cu persoanele negative, să vă schimbați locul de muncă. Să schimbați rolul pe care îl aveți, poate, la locul de muncă, da? Să aveți curajul să vă urmați propria intuiție, da? Propriile inclinații, fără să vă lăsați, să spunem, ghidați de cum vă judecă alții, ce spun alții, da? Cartea este pozitivă pentru că spune că, practic, veți găsi în aceste 3 luni de zile curajul ca să vă rupeți de lanțurile care vă țineau pe loc, da? Într-o anumită situație, relație, la servici sau, mă rog, loc de muncă, ceea ce nu vă, al carierei, da? Deci, veți reuși să vă rupeți de lanțurile care v-au ținut pe loc, da? Din punct de vedere sentimental, aici mi-a este poarta templului. Deci și aici, vedeți, vă trebuie poate mai multă credință voi. Deci vi se pune la încercare credința, pentru că și la Vatican nu oricine intră la ajunge acolo. Deci sunt niște probe prin care trebuie să treceți. Deci voi ați fi în aceste 3 luni de zile niște probe, ca să-i spunem așa, prin care va trebui să vă decideți care este drumul vostru în viață, deci din punct de vedere profesional al carierei, dar și din punct de vedere al relației va trebui să vă ghidați poate mai mult după credință, după
după propria intuiție. Pentru că voi veți, în punct de vedere al relației, veți avea obstacole, veți avea niște refuzuri, niște eforturi care le faceți degeaba, adică nu se cunoaște, nu înaintează relația voastră. Există un blocaj, există niște sacrificii, niște răspunsuri negative în ceea ce privește sentimentele de dragoste împărtășită sau, da, deci e ceva care nu funcționează aici. Da, deci practic vă avertizează că persoana pe care voi o gândiți nu este în acest moment dispusă poate ca să vă înțeleagă, sau dacă aveți în cap să faceți o relație cu altcineva, nu este dispusă să înceapă o relație cu voi, spre exemplu. Da? Mai poate să mai însemnifice și faptul că e foarte posibil să fiți și înșelați. Da? Deci este foarte posibil și acest lucru. E posibil să fiți și înșelați, să nu fie, deci există aici niște blocaje, da? Deci există niște lucruri, eforturi care nu-și ajung scopul pe care le faceți voi vă menține în această relație, da? Haideți să vedem și pentru, din punct de vedere financiar. Aici mi-a ieșit poarta magică. Deci aici sunt niște lucruri ascunse, niște secrete. Veți descoperi, poate, niște, e ceva misterios, ceva care va trebui să descoperiți, da? Deci veți avea niște revelații importante, niște vești care au fost poate ascunse de voi, care ies la suprafață. Deci, practic, această carte face lumină asupra unor aspecte, dacă v-ați pus o anumită întrebare din punct de vedere financiar. Se va clarifica o situație din punct de vedere financiar. E foarte posibil ca cineva... ca cineva să încerce să vă ascundă niște lucruri, niște informații importante sau nu vă spune tot adevărul. Da? Cartea vă mai avertizează și de faptul că veți face niște descoperiri importante, deci în următoarele 3 luni, din punct de vedere financiar, și că este esențial pentru voi să nu vă luați după aparențe. Da? Ci trebuie să căutați în profunzimea lucrurilor, să înțelegeți mai bine lucrurile până în profunzime, pentru că există niște lucruri ascunse pe care voi poate nu le cunoașteți și în aceste 3 luni de zile, într-un fel sau altul, le veți descoperi dacă veți fi atenți. Da? E posibil ca voi să nu aveți în mână toate cărțile, ca să spunem așa, pentru a putea să aveți reușita pe care vă doriți. Nu cunoașteți toate, nu aveți toate informațiile, nu știți tot, da? Deci este destul, poate destul de greu, e ceva misterios, ceva care se ascunde față de voi. Este posibil că nu sunteți suficienți, poate nu sunteți voi suficienți bine pregătiți ca să câștigați niște bani. Poate mai mulți decât câștigați, sau poate nu aveți voi o profesie care să vă dea satisfacții, spre exemplu. Deci dacă doriți să câștigați mai mult, trebuie să vă angajați mai mult și trebuie să aveți competențe pe mai mari, probabil, da? Trebuie să încercați să vă informați mai bine asupra lucrurilor, da? Pentru că vin niște schimbări, v-am zis de aici că vin niște mesaje importante, niște vești și voi va trebui să acționați cu înțelepciune. Iar din punct de vedere al sănătății, aici mi-a ieșit seratura. Seratura semnifică încuietoarea. Deci este foarte posibil ca voi, din punct de vedere al sănătății, să depindă de voi, de felul în care respirați, poate, da? Pentru că e un mecanism aici de închidere și deschidere a vieții, cum se spune, da? Și sau să aveți grijă poate cu circulația sângelui, da? Pentru că vedeți aici, mi arată această ușă cu aceste noduri, da? Venele acestea care se văd, striațiile acestea, da? Deci voi poate să aveți grijă cu plămânii,
cu circulația sângelui, să aveți grijă cu sănătatea, totuși, pentru că depinde de voi să știți cum închideți și deschideți, cum respirați, cum mâncați, poate, da? Deci, fluxul, să spunem așa, al alimentelor în organism, al sângelui, al oxigenului, da? Deci, trebuie să fie liber, să nu aibă blocaje, pentru că încuietoarea închide și deschide, deci să nu blocați mecanismul, da? Să fie tot timpul bine funcționant, da? Ca să puteți folosi, să aveți o bună sănătate. Cam asta e tot ce pot să spun pentru cei care și-au ales varianta pietrei roz pentru următoarele 3 luni de zile. Sper să vă poarte noroc și să vă reușiți să vă împliniți toate visele pentru aceste luni de zile. Și haideți să vedem și pentru cei care și-au ales varianta pietrei albe. La ce se pot aștepta în următoarele 3 luni de zile? Voi trebuie să aveți grijă la provocări, că sar cărțile din pachet, da? Și să aveți grijă, nu vă certați. Aici mi se o poartă între deschisă și arcul de triumf, ceea ce îmi spune că veți avea niște oportunități ca să aveți succes. Trebuie să vedem despre voi, despre profesie, despre relația cu persoana iubită sau dragoste și sănătate. Bani și sănătate. Deci despre voi. Voi sunteți niște persoane casnice sau veți avea persoane care aveți multe oportunități, vă ieși și poarta casei, care aveți bucurii reușite poate în familie, cu casa, deci în ambitul familial, ceea ce vă este cunoscut, ceea ce vă puteți voi să acolo unde vă simțiți voi bine, da? Deci voi poate vă cumpărați o casă, poate vă faceți o casă sau poate că veți sta acasă mai mult timp sau v-am spus acasă, vă simțiți voi cel mai bine. Aici am vorbit despre familie, despre casă, despre înțelegere și armonie, da? Deci poarta casei practic vorbește despre tot ce are legătură cu casa. Deci, mi-apare că sunteți o persoană liniștită, o persoană care găsiți soluții la probleme, o persoană care sunteți dedicată căsniciei, familiei, o persoană cu multă afecțiune, vă ocupați de copii și o persoană care poate că în aceste 3 luni de zile veți pune capăt unor conflicte. Din punct de vedere profesional, mi-a ieșit această carte, care îmi vorbește despre chei, ceea ce îmi spune că din punct de vedere profesional cheile sunt la voi, soluțiile sunt la voi. Deci dacă v-ați gândit să vă găsiți un nou loc de muncă, cu siguranță vi-l găsiți datorită darurilor, talentelor voastre, capacităților voastre. Da, dacă v-ați gândit să fiți promovați la fel, veți fi. Dacă v-ați gândit, nu știu, să vă schimbați locul de muncă, la fel, cu siguranță veți reuși să obțineți un nou loc de muncă, pentru că cheia, soluția stă practic la voi, da? Deci veți avea succes, aveți talent, da? Veți avea practic capacitățile de care aveți nevoie pentru a vă găsi servici. Practic, înăuntru vostru se găsește cheia, soluția pentru destinul vostru, pentru ceea ce vorbiți voi. Deci este foarte clar că dacă voi vă valorificați talentele, capacitățile care sunt punctele voastre forte, cu siguranță veți avea reușită din punct de vedere al carierei, al profesiei. Din punct de vedere al relației, mi-a ieșit aici poarta paradisului, ceea ce îmi spune că zi de zi se construiește drumul către paradis. Deci, într-o relație dacă sunteți într-o relație, practic, voi vă veți împlini vă veți împlini visele în aceste 3 luni de zile, veți fi fericiți, răsplătiți, ajungeți să vă îndepliniți obiectivele. Dacă nu aveți o relație, cu siguranță în aceste 3 luni de zile vă doriți o relație, cu siguranță veți putea face această relație, voi ocupându-vă zi de zi, practic, pentru a găsi persoana care să corespundă idealurilor voastre, da? Deci veți reuși să dacă vă place o de o anumită persoană, veți descoperi că acea persoană vă împărtășește sentimentele, da? Iar dacă aveți deja o anumită persoană în viața voastră, cu siguranță această persoană, relația între voi se va întări mai mult, vă puteți muta împreună,
puteți face chiar și copii sau să vă și căsătoriți, da? Din punct de vedere al banilor, mi-a ieșit aici poarta aerului, ceea ce îmi spune că va trebui să vă limpeziți puțin, clarificați poate puțin lucrurile, să fiți mai, poate să aveți grijă cu la cheltuieli, să fiți mai rațional, mai logici, da? Mai analiști, mai determinați să câștigați bani, da? Să vă duceți la capăt un proiect, veți reuși să obțineți banii de care aveți nevoie, cu siguranță, da? Deci nu este o, este o carte pozitivă, este practic trebuie să vă valorificați voi darurile, talentele care va ieși și aici, la profesie, la carieră, că de aici vă puteți câștiga banii, deci pentru că cheia succesului stă în voi, înăuntru vostru găsiți soluțiile, da? Din punct de vedere al sănătății trebuie să fiți atenți pentru că există niște false simptome sau aparențele voastre sunt false, că sunteți stați bine, că sunteți sănătoși. Încercați să căutați mai adânc, mai faceți analize mai aprofundate, pentru că e posibil ca ceva să nu funcționeze, pentru că mai ești o poartă falsă, e ceva care se ascunde, ceva care nu este vizibil, dar există, da? Și trebuie să fiți mai atenți. Cam asta e tot și pentru cel care și-a ales varianta pietrei albe. Haideți să vedem pentru cei care și-au ales varianta pietrei mov, da? La ce se pot aștepta în următoarele 3 luni de zile, în toate planurile vieții în care sunt evenimentele care pot, la care se pot aștepta. Voi aici trebuie să fiți atenți la prieteni, pentru că aveți aici gardienii porților. Deci aveți grijă la anturaj, la prieteni, la persoane care sunt în viața voastră, pe lângă voi. Și poarta iernii, ceea ce îmi spune că trebuie să aveți răbdare. Deci să vedem. Aveți răbdare sau trebuie să fiți mai reci puțin, da? Mai, să fiți puțin mai distanți. Voi vă ieșiți aici poarta sfântă, deci voi sunteți poate în căutarea credinței, în căutarea religiei, da? Sunteți supuși la niște probe, da? Pentru că mi-a ieșit poarta sfântă aici care vă reprezintă pe voi, ceea ce îmi spune că sunteți într-o perioadă în care trebuie să vă regăsiți pe voi, să vă înțelegeți pe voi mai bine. Da? Este o perioadă de creștere spirituală, cu siguranță, în următoarele 3 luni de zile pentru cei care și-au ales piatra mov. De altfel, movul reprezintă chiar spiritualitatea, da? Deci simbolistica. Practic, îmi spune că voi trebuie să sunteți în aceste 3 luni de zile puși în fața unor schimbări. Va trebui să lăsați trecutul, ceea ce nu a fost, să vă recunoașteți greșelile, să vă asumați greșelile și eșecurile și să o luați de la capăt, să o luați de la zero, să vă mai dați o altă șansă, să vă eliberați de ceea ce n-a funcționat în viața voastră, da? Deci lăsați în urmă bagajul care v-a ținut pe loc, greutățile, problemele, da? Deci încercați să gândiți mai pozitiv, am zis, acum sunteți într-o perioadă de probe, ați fost supus la niște probe și este firesc să mai și greșești, da? Deci trebuie, dar trebuie să nu aruncați vina pe alții, ci să vă asumați propriile vine, propriile eșecuri, propriile greșeli și din ele să învățați să mergeți mai departe. Din punct de vedere profesional, este foarte posibil să aveți reușită cu siguranță, pentru că mi-a ieșit acest curcubeu care este un semn de noroc, este o carte foarte pozitivă. Se face practic legătura între două luni. Poate vă găsiți servicii în altă parte sau lucrați de la distanță, lucrați de acasă, de pe calculator, spre exemplu, poate să fie și acest lucru. Este o carte care, din punct de vedere al carierei, vă aduce foarte multă bucurie, foarte mult succes. Da? Deci, cu siguranță veți obține ceea ce vă doriți voi. Veți sfârși, să zic așa, din punctul de vedere al serviciului, veți termina cu perioada de întuneric. Se renorește, să spunem așa, încrederea în voi, da? Deci este o perioadă de comunicare, se comunică mai mult la serviciu, sau voi ocupați cu comunicarea, da? Deci poate lucrați, comunicați, faceți servicii de comunicație, spre exemplu, poate că reluați legătura la servici, da? Niște legături pe care le-ați întrerupt, sau veți avea de-a face cu persoane de la distanță, spre exemplu.
Deci este foarte importantă pentru voi din punct de vedere al carierei, al profesiei, comunicarea cu ceilalți, da? Dacă ați avut dificultăți de a înțelege persoanele mai importante din viața voastră sau dacă ați închis relațiile cu anumite persoane, acum vă puteți aștepta la niște, deci din punct de vedere profesional al carierei, vă puteți aștepta la o regenerare, să-i spunem așa, a raporturilor cu aceștia, da? Veți avea mai multă încredere în viitor și veți avea mai mult optimism, practic. Chiar veți reuși să depășiți perioadele grele pe care ați trecut cu serviciu, de se termină perioadele de greutățile care le-ați avut, da? Deci nu trebuie să rămâneți ancorat în trecut, ați spus că și de aici mi-a ieșit de la prima carte, practic. Trebuie să acceptați lecțiile și să priviți viitorul cu mai multă încredere, da? Deci pentru că aveți multe reușite, este o carte foarte pozitivă. Din punct de vedere al relațiilor, va ieși această carte cheia, care vorbește despre faptul că soluția la a avea o relație cu cineva stă la voi sau de a vă înțelege mai bine cu partenerul sau de a vă împăca cu partenerul stă la voi. Depinde numai și numai de voi ce șanse dați, da? Ce doriți. Da? Dacă vă doriți o relație, puteți să o aveți. Vă faceți timp pentru ea, da? Deci vedeți ce, ocupați-vă de, aveți în sufletul vostru, practic, soluția. Deci există capacități, aveți niște talente, niște capacități de a înțelege lucrurile, sau poate ar trebui cu ajutorul hobby-urilor, talentelor voastre să vă găsiți partenerul, da? Poate că frecventând locurile care vă plac, acolo veți putea întâlni persoanele cu care să aveți o relație. Nu știu, dacă aveți un hobby, cititul, spre exemplu, în aer liber, ieșiți și citiți în parc, că acolo poate să cunoașteți o persoană care îi place la fel ca și voi să citească. Care îi place. Așa, dacă, nu știu, vă place să vă plimbați cu bicicleta, la fel, același lucru, etc., etc., aici, sau urmați cursuri de yoga sau de orice altceva vă place, pentru că așa puteți să vă cunoașteți. Pentru că cheia soluției este la voi, clar. Și cu o persoană, dacă ea reprezintă, practic, puterea, da, cheile, soluția care o aveți voi, înseamnă puterea de a închide și de a deschide, da? Deci voi dați comanda, voi comandați, voi decideți. Din punct de vedere al banilor, aveți poarta casei, ceea ce îmi spune că voi puteți poate chiar câștiga bani de acasă sau prin intermediul casei, da? Poate să veți avea cu banii, veți avea o perioadă liniștită în următoarele 3 luni de zile, veți găsi soluții la problemele voastre, da? Deci, practic, se termină perioadele grele cu banii la voi, acum încep să apară și soarele pe strada voastră. Trebuie să fiți bucuroși, recunoscători mai degrabă, să spunem așa, pentru bucuriile pe care vor să intre în viața voastră și să le apreciați până la ultimul strop, da? Pentru că este un dar divin. Această carte mai poate semnifica chiar și achiziția unei case, da? Deci poate, din punct de vedere al banilor, vă poate puteți să câștigați, să cumpărați o casă, să faceți rost de o casă. Veți avea poate un venit fix, un venit stabil, da? Deci, și vă vin și alte propuneri, da? Și este foarte posibil ca mulți dintre voi sau unii dintre voi să câștigați bani de acasă, stând acasă și lucrați ceva și câștigați bani. Posibil și acest lucru. Iar din punct de vedere al sănătății, mi-a ieșit această carte care îmi vorbește despre cuietoare. Deci și la voi, ca și la cei de la varianta anterioară, încuietoarea este faptul că voi trebuie să fiți atenți cu ce mâncați, cu cum respirați, aerul care respirați, felul în care respirați, circulația sângelui, da? Pentru ca să nu existe blocaje, da? Nici în alimentație, da? Nici în ceea ce beți, în ceea ce mâncați, în ceea ce consumați, pentru că încuietoarea vorbește despre închiderea și deschiderea sistemului, să zicem, sistemul imunitar, poate trebuie să-l fiți
trebuie să vă protejați, da? Pentru că mai înseamnă și protecție. Deci să aveți grijă de sănătatea voastră. Cam asta e tot ce pot să vă spun și vouă, cei de care v-ați ales varianta pietrei MOV. Sper că v-au plăcut aceste predicții, că vă regăsiți în ele și că vă ajută să vă primiți dorințele și să aveți următoarele 3 luni excelente din toate punctele de vedere. Eu vă mulțumesc că ați fost și în această seară alături de mine pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc pentru toate aprecierile voastre și vă mulțumesc că sunteți din ce în ce mai mulți. Deja s-a depășit cifra de 10.000 de abonați, pe mine, ceea ce pe mine mă face foarte fericită. Îmi demonstrează că predicțiile mele sunt pe placul vostru și că vă regăsiți în ele, că vă ajută să vă îmbunătățiți viața de zi cu zi, așa cum îmi și doresc de altfel pentru acest... Acesta este și scopul acestui canal, acestor predicții, să vă ajute să vă îmbunătățiți viața, să vă răspundă la întrebări, să găsiți soluții la problemele voastre prin intermediul divinației. Încă o dată vă mulțumesc că mi-ați fost alături și că sunteți mereu alături. Dacă nu v-ați abonat încă, vă invit să o faceți, aveți butonul pentru abonare sub acest filmuleț, lăsați-mi și mesajele voastre, feedback-urile, cum vedeți aceste predicții și dacă vă ajută, dacă vă... regăsiți în ele și vă doresc în continuare o seară plăcută și să aveți mult succes în tot ceea ce faceți și să fiți iubiți. La revedere!